suflete pe Domnul. Și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerele Lui. El îți iartă toate fărădelegile tale. El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. Amin. Vreau să facem o rugăciune să venim înaintea Lui Dumnezeu și să-L binecuvântăm. Așa cum spune Psalmul 103, binecuvintează suflete pe Domnul. Prima parte, să-L lăudăm pe Domnul. Și apoi, dacă ați fost atenți, versetul 3, Dumnezeu face două promisiuni. Dacă noi vom binecuvânta și dacă ne vom deschide inimile înaintea Lui în seara aceasta, Dumnezeu spune că ne iartă toate fără de legile noastre. Și cel de-al doilea lucru spune Domnul, zice, îți vindec toate bolile tale. Nu știu cu ce ai venit, dacă ai pace în inimă sau nu ai pace, dacă ai păcat în viața ta sau nu ai, sau dacă ai o boală, indiferent ceea ce ai adus cu tine în locul acesta, în această seară poți să pleci de aici schimbat. Poți să pleci de aici iertat, poți să pleci de aici din locul acesta vindecat, poți să pleci din locul acesta binecuvântat de Dumnezeu. Dar aș vrea ca noi, în prima parte, să ne aducem aminte de tot ceea ce a făcut Domnul până aici pentru noi și să-L binecuvântăm pentru tot ceea ce este Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare și atotputernic. El merită să fie binecuvântat, El merită să fie înălțat. Și toți împreună să-L binecuvântăm pe Domnul, iar la urmă Eva va face o rugăciune, va cere ajutorul Domnului peste tot ce se va face seara aceasta în locul.